Cred că avea o extraordinară intuiție. I-am spus că da, de fapt nu scriu, cochetez cu scrisul și m-a rugat să-i dau ceva din ce am scris. Aveam vreo 40 de pagini dintr-o carte la care începusem să lucrez. I l-am încredințat. A zis că mă caută peste vreo 2 săptămâni să-mi spună ce are de spus despre ce i-am încredințat. N-au trecut 2 săptămâni, au trecut 2 zile. M-a sunat, mi-a spus să merg pe la editură și în momentul în care am ajuns acolo, atunci am cunoscut-o și pe Ileana, pe care o salut. Și avea pregătite, deja culese, 2 pagini din cele pe care îi le încredințase și le scosese pe imprimantă ca pagină de carte. Și mi-a spus, asta va fi prima ta carte, dar a doua la 100 de pagini. Și pe lângă asta mi-a înmânat un contract de colaborare cu editura Arania. Mi-a spus să îl citesc cu atenție și dacă sunt de acord să-l semnez. Și am semnat și așa am intrat, pot să spun, în familia Arania. Acolo am învățat să fiu redactor de carte, acolo am învățat ce înseamnă munca editorială. A fost o colaborare de vreo, cred că 2 ani, până când editura s-a mutat la Bogata. Atunci n-am încetat să ne vedem așa cu diverse ocazii, dar n-am mai fost redactor la editură.